Guys, azi e, cred că e deja 1 mai. Ce să vă zic, e, cred că e vreo 3 noaptea, 3 jumate. Doar ce am plecat și eu de, mă rog, de party. Mă rog, am ieșit în oraș cu niște suedeze, mă rog, cu două prietene de ale mele, pot să zic așa. Și acolo, mă rog, prima dată am întâlnit cu ele în stația de autobuz. După aia am fost într-un bar, în Pete's Bar, cu ITZ. Și acolo am așteptat pe spanioloace, să zic așa, pe Tiber, Claudia și cu mulți alții care au mai venit pe acolo. Am stat până pe acolo, cred că până pe la vreo 12 jumate, după care am plecat în Scots, că na, e mai marfă, era mult mai multă lume și mă rog, chestii, chestii. Și a fost fun, a fost super marfă, ne-am distrat, tâcâie, tâcâie, tâcâie. Am făcut niște poze, na, am încercat să fac și video asta să explic câte puțin ce am mai făcut pe acolo. Acum am mers și eu acasă. Deocamdată n-am luat un taxi, dar cred că o să iau mai încolo. Fie ceva distanță de aici până acasă, așa că, da. Ce să arăt, încolo e centru, City Center. Încolo merge autobuzul numărul 7, unde mergeam înainte la muncă, primul meu loc de muncă. Și încoace merg eu spre casă. Nu știu, de să vă zic câte ceva. Pana mea. Am mai târziu am mers cu cele două, mă rog, cu suedezele, cu alea două, cu Idai și Josephine. Am mers să le conduc, să ia taxiul, mă rog, că le aștepta un taxi, mă rog, un prieten cu familia unde stau ele. Și na, să le aducă până în Cob, că ele stau în Cob, sunt vreo câțiva kilometri de Cork. Și apoi am mai stat de la cu francezii, de asta s-a făcut alea cam târziu. Ok, cam asta e pentru că cam asta am făcut. Mâine cred că o să ies iar. Na, ce să fac? De băut, sincer, am băut o bere și vreo 3 shoturi de tequila. Na, am făcut curând, prima am plătit eu, după aia am plătit fetele. A fost marfă, a fost fani, a fost super marfă. Na, cam asta pentru azi, după cum zic, azi e 1 mai. Da, deja e sâmbătă, pentru că e 3 jumate, aproape 4 dimineața. Ok, so see you tomorrow. Bye, bye, peace.